Doi copii privesc dezastrul rămas în urma viiturii. Unicornă, cățelușul, bobițe. La 6 ani, Mirela este eroina fratelui ei de 4 ani, pe care l-a ținut de mână și l-a salvat până când mama lor a reușit să-i scoată din apă. Zăpadă mamei de frică, creștea apa de sub pat. Chiar a fost îngrozitor noaptea aia, am crezut că nu mai supraviețuim. Ana Maria a trăit un coșmar în miez de noapte, când urgia a venit asupra casei lor din Cudalbi. UNICEF ajută copiii afectați de inundații cu bunuri esențiale, rechizite școlare, acces la educație în siguranță și sprijinul necesar familiilor. Trimite acum un SMS cu textul INUNDAȚII la 8864 și donează 4 euro în fiecare lună, sau intră pe www.inundații.unicef.ro și alege o donație lunară. Ajută și tu copiii vulnerabili afectați de inundații. Îți mulțumim!